Dragii noștri, în seria noastră de emisiuni Dialoguri pentru Sănătate am stat de vorbă despre apicultură, despre apicolele de calitate, despre apiterapie și chiar despre viața albinelor. Astăzi ne-am gândit să vorbim despre cum albinele pot să schimbe viața comunităților, viața satelor noastre. Așa că astăzi stăm de vorbă cu domnul Cosma Ioan Aurelian, apicultor din zona Sălajului, care ne va vorbi despre proiectele pe care le-a derulat pe Valea Someșului și care efectiv au schimbat viața comunităților. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre comunitățile din zona rurală. Vreau să vă spun că am derulat multe proiecte de infrastructură, dar la urmă am zis hai să derulăm și să ajutăm comunitățile noastre. Stăm pe Valea Someșului, o zonă foarte frumoasă, o zonă extraordinar de meliferă, să zic eu. Am derulat un proiect finanțat de către Heifer International, la care sunt voluntar din 2002. Am lucrat împreună cu ei, derulând proiecte pentru sprijinirea comunităților sărace din toată România, dar cele mai frumoase și cred că cele mai de suflet mi-au fost cele care s-au derulat în zona noastră. După ce am derulat mai multe proiecte cu animale, vaci, capre, oi, porci, pești, la final am zis hai să derulăm și un proiect, l-am rugat pe directorul fundației, hai să derulăm un proiect și cu albine. Am albinele sufletul meu pur și simplu. Și am zis, hai să derulăm un proiect și cu albine. La început erau un pic sceptici pentru că albina totuși înțeapă și le era frică să nu se întâmple ceva accidente legate de alergii, dar până la urmă m-am finanțat și am derulat primul proiect, proiect pilot în Comuna Rus, Județul Sălaj, un proiect inițiat de Heifer International și cu finanțare din Franța, de la Élevage Sans Frontières. Adică este comuna dumneavoastră, da, în care v-ați gândit să implementați pentru prima dată acest proiect. Și în ce a constat concret? Deci proiectul se derulează pe principiul pasării darului, adică ce primești, dai mai departe. Sunt principii de bază a Fundației Heifer. Am gândit proiectul în felul următor. Primim 5 familii de albine, dăm la fiecare familie care iubește albinele, vrea să crească albinele, nu au probleme de alergii în familie și vreau să lucreze împreună la confecționarea lăzilor. Și ce să vă spun? Am cumpărat scândură, am cumpărat vopsea, le-am croit, le-am făcut împreună și uite așa am făcut prima comunitate locală de apicultori. Primul proiect s-a derulat având 15 beneficiari. Cei 15 beneficiari în primul an, pentru că a fost în 2009 proiectul, a fost un an extraordinar de bun pe linie de apicultură, au donat mai departe fiecare câte 5 familii la alte familii. Am primit, pe lângă cele 5 familii, fiecare familie a primit echipamente de protecție. La 5 persoane s-a primit câte o centrifugă. Și uite așa am făcut să lucrează fiecare împreună. Deci toată lumea împreună am lucrat, toată lumea am făcut lăzile, toată lumea am bătut cu ei, am vopsit împreună, a fost un lucru extraordinar și am făcut și am studiat împreună. Așadar, au fost 15 familii din Comuna Rus care au fost selectate și ați făcut împreună cu ele stupii, efectiv. I-ați învățat apoi cum să crească albinele, da, și au primit fiecare familie câte 5 stupi, câte 5 familii de albine. Exact. După 2 ani, înțeleg, fiecare familie din comună a dat mai departe 5 stupi altcuiva. Cui anume? Deci, întotdeauna am selectat persoanele care primesc. În principiu, proiectele se adresează persoanelor defavorizate. Sunt persoane defavorizate, sunt persoane care vreau să învețe. Dacă au văzut că inițial, cei care au primit s-au descurcat, s-au dezvoltat, toată lumea a fost dornică să primească albine. Acum, noi am învățat foarte multe lucruri. Pe lângă faptul că s-au dat albinele, i-am învățat să respecte mediul, era un principiu care era obligatoriu, apoi le-am zis în felul următor, dacă vreți ca oamenii să înceapă să cumpere de la voi, în primul rând trebuie să știe că produceți, în al doilea rând,
trebuie să dați și voi mai departe ceva. Deci la vecinul, du-te, dă-i un borcan de miere când stoși mierea, du-te, dă-i o pungă de polen, ca să înveți să consume, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au mâncat miere adevărată niciodată. Suntem noi în secolul 21, dar sincer, sunt și acum oameni care nu mâncă miere. Și uite așa, pur și simplu a început să consume comunitatea și au avut primii clienți. Acum, când ai familii puține, nu produci foarte mult, dar încet, încet, dezvolți și produci. Pe lângă asta, intrând în Uniunea Europeană, s-au lansat proiecte cu finanțare europeană, iar după un an, 2009, extraordinar de bun, atât ca producție, cât și ca dezvoltarea familiilor, toată lumea a făcut pasarea în primul an, pasarea darului, iar la, în 2010, la toți care aveau potențial, i-am ajutat să-și facă proiecte pe măsura 141. Și uite-te, persoane care în trecut erau posesoare de ajutor social, au ajuns să fie PFA-uri, să fie deja agenți economici. Deci ceea ce o schimbat un pic optica și se demonstrează că dacă îi dai la om să își creează mâncarea, uite-te că ajunge să nu mai fie dependent, dependent de primărie, dependent de stat, să stai într-un cum se zic, într-un venit chiar derizoriu, să zic eu, până la urmă. Și uite, le-am dat curaj și vedeau lucrurile altfel, deci s-au schimbat oamenii. Deci totul e până la urmă să întinzi o mână de ajutor, da? Pentru că întinzând o mână de ajutor poți să schimbi o familie, două, trei, cinci și chiar tot satul, toată comuna, toată zona până la urmă. Da, pentru că toată lumea așteaptă modele. Deci, sincer, am trecut într-un nou regim după Ceaușescu. Dacă pe vremea lui Ceaușescu era obișnuit ca oamenii să fie mânați și adunați și cineva să-ți ia producția, să-ți o distribuie și așa mai departe, acum, într-o societate capitalistă, ești obligat să te descurci singur. Trecerea asta nu e o trecere ușoară, ați văzut. A trecut destul de mult timp și încă mai avem mici probleme. Dar faptul că am avut modele, oamenii s-au orientat, s-au luat după ei, au prins curaj și au început să meargă din ce în ce, să se dezvolte din ce în ce mai bine. Asta a fost un lucru pozitiv. În 2008 am înființat printr-un proiect FARE, erau ultimele finanțări FARE. Am accesat un proiect privind înființarea de asociații, pentru că întotdeauna am fost adeptul comunităților. Cu ajutorul primarilor de pe Valea Someșului am înființat, cred că prima și unica asociație care s-a înființat prin fonduri europene. Am înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Someșului cu scopul de a ne dezvolta în comun infrastructură, social, pe situații de urgență, pe deșeuri. Am zis că cel mai bine am putea descurca împreună. Valea Someșului e caracterizată de sate mici, comune mici și am zis cel mai simplu e să ne unim, să devenim o comunitate mare care să aibă forță, să pot accesa și să dezvolte în principiu cu fonduri europene. Da, unde smulți puterea crește. Și înțeleg că acest proiect de ajutorare a familiilor defavorizate cu ajutorul albinelor l-ați extins și la alte sate și la alte comune de pe Valea Someșului. Da, după succesul primului proiect pilot, să zicem, pe Comuna Rus, am fost finanțat de către Hafer cu un proiect mai mare, la care am participat efectiv la scrierea lui, un proiect mai mare care a vizat toate comunele din Valea Someșului, între Deș și Jibou, bineînțeles, comunele Asociației Valea Someșului. Deci întotdeauna înveți și din greșeli și din lucruri bune. Am avut și anumite chestii care nu le-am prevăzut, că n-am știut cum se derulează. De exemplu? Deci, legat de mediu, dacă prima dată, pentru că era un principiu care trebuia să-l atingem în cadrul primului proiect, prima dată am făcut o curățenie a văilor din comună. Am curățat toate văile cu voluntarii de deșeurile astea de plastic. Am curățat. La al doilea proiect am zis, stai, facem altceva. Ținând cont că noi avem câte 5 familii, dăm la fiecare familie câte 5 familii, iar până începi să te dezvolți, tu ești dependent de flora spontană din jurul casei, am zis, hai să aducem flora aproape de noi și atunci și să protejăm și mediul. Și am zis că cel mai bine ar fi să plantăm
salcâm pe zonele degradate sau pe zonele proprietate privată. Și am cerut primăriilor să ne pună la dispoziție zonele degradate din comună. Toată lumea a fost super încântată, pentru că veneam comună de ajutor extraordinar pentru a opri degradările care erau în zonă, plus erau oameni care nu mai puteau să lucreze pământurile de deal, unde au plantat salcâm. Și uite, așa ne-am adus o floră spontană lângă noi. Oamenii în curând o să beneficieze inclusiv de lemn de foc, albinele beneficiază de floare și produce și oxigen până la urmă. Deci avem câștiguri în cascadă, să zic eu. Am avut, vreau să vă spun că avem cel mai, cum să zic eu, activ dintre toți, un apicultor care a pus 10 hectare de salcâm. Deci a cumpărat, vreau să vă spun că a cumpărat o arie cu un borcan de miere, o arie de pământ, bine, de costă, plină de, da, de spini, pe care l-a costat mai mult să o curețe decât efectiv prețul pământului, că era foarte degradat. Deci ăsta a fost un lucru foarte, foarte bun. Al doilea lucru care l-am am venit nou au fost cursurile. Deci obligatoriu, nu primiți totul gratuit de-a din partea de-a gata, ci aveți obligația să investiți într-un curs. Curs de creștere albinelor. Am ținut foarte mult la lucrul ăsta pentru că, cum vă spuneam la început, albina și înțeapă, poate să producă și alergii, produsele sunt foarte bune, dar sunt 1 la 1 milion, să zicem, sunt persoane care au probleme de alergie din anumite cauze și atunci am zis, hai să-i școlăm. Și plus că trebuie să știe să îngrijească albinele. Absolut. Pentru că nu primești ceva ca să-ți bați joc apoi de acel lucru, trebuie să știi să-l îngrijești. Categoric. Acum, dacă majoritatea oamenilor știu să crească o găină, știu să crească un porc, o vacă, în schimb, cu albinele e un pic mai sensibil. E mai dificil. Aici trebuie să înveți, trebuie să fii pregătit să le crești, atât psihic cât și fizic, sincer. Albina te înțapă, cu albina trebuie să fii foarte atent. Albina nu plânge, nu se vaietă, nu știi când ele stau acolo în stup, nu zic nimic. Trebuie să fii tu foarte atent. Exact, să le înțelegi, să le simți ca să le poți crește. Și atunci trebuie ca cineva ori să te învețe, ori să fur meserie, cum se zice la noi. Și atunci am zis, mai, toată lumea la cursuri. Învățăm teorie și practică împreună. Vă învăț teorie despre albină, apoi învățăm să ne facem ramele, să ne facem baza materială împreună, apoi învățăm să producem, igienic, să recoltăm igienic, să depozităm igienic. Deci, credeți-mă, au avut un succes deosebit. Toată lumea a fost foarte atentă la cursuri, au participat în procent de 100%, pentru că le-am spus, nu veniți, absentați, nu vă dăm. Vreau să vă spun că motivația e foarte bună. Deci, am avut succes de plin în cadrul proiectului. Toată lumea a primit, care au fost la cursuri, a primit albine. Bine, cei selectați au primit albinele și s-au pasat mai departe darul. Deci, am avut 110 beneficiari de albine și din 110 pe toți am ajutat, i-am consiliat, nu le-am făcut eu proiectele, i-am consiliat, i-am încurajat să depună proiecte pe măsurile FADR. Și uite așa, avem undeva la 100 de PFA-uri sau I-uri sau SRL-uri care s-au dezvoltat datorită albinelor. Foarte interesant. Și cred că s-a schimbat și mentalitatea oamenilor respective, adică din familii defavorizate care depindeau de un ajutor social, au devenit familii care să producă ceva, să aibă venituri și automat gândești altfel. Categoric. Acum vreau să vă spun un lucru. Eu cred că noi avem în sânge creșterea animalelor. Acum sunt legende că să cresc albine din pe vremea dacilor. E posibil, nu avem scris, dar sunt convins că ăsta ne vine de undeva de departe, darul ăsta de a crește albine. Și vreau să vă spun că sunt foarte îndrăgostiți de albine, cele la care le-am dat albinele. Încep cu una, cu două, cu trei, cu cinci și nu te mai oprești, zici, nu mă extind mai mult și te trezești că ai deja 50 sau 100 și faci apicultură. Pe lângă creșterea altor animale, albina, dacă o înțelegi, o crești relativ ușor.
e mai greu până să creezi baza materială. Deci după ce îți creezi baza materială, albina e relativ ușor de a o crește și a face și altceva. Deci tu poți să ai un serviciu de 8 ore și să crești și albine, undeva până la 30-40 de familii, 50 de familii, dar după ce le stăpânești, le duci foarte ușor. Deci e un lucru foarte ușor de crescut. Da, deci aceste ferme mici pot fi sustenabile fără o investiție de timp foarte mare. Exact. Ce ne-a surprins, am avut acum 2 ani de zile o vizită din Belgia. Apicultori belgeni, ei finanțează, au asociații care o parte finanțează excursiile astea tematice asociația și o parte pun apicultorii. Și merg în Europa sau în altă parte din lume și vizitează apicultori. Și am fost foarte surprins când au fost apicultori ăștia la noi și îmi ziceau că ei ar dori să revină la modul nostru de viață. Adică să aibă o gospodărie cu albine, cu găini, cu să facă... Rațe, cu gâște. Exact! Și am rămas foarte surprins. Cum să poate așa ceva? Adică noi ne orientăm înspre voi să ajungem la nivelul vostru de trai și voi vă întoarceți înapoi. Face, da, ne întoarcem pentru că, uitați, dumneavoastră faceți pole, noi nu putem să facem. Și, păi de ce nu puteți să faceți? Pentru că foarte multe culturi la ei pline, serbicidate, pesticide, insecticide, exact, și așa mai departe. Foarte chimizate, vreau să le spun. Am și văzut o analiză, aveau 16 insecticide, pesticide în conținutul polenului de la ei. Da. Și am zis, măi, noi avem polenurile astea scurate, 100% le-am făcut, am făcut chiar anul trecut la Intertech în Germania, la Bremen. Am făcut analizele la polen și curat, perfect. Deci nu există nimic în el, nu metale grele, nu insecticide, nu pesticide, nimic. Deci este și o zonă curată, de unde se pot obține apicole de calitate, într-adevăr. Acum vreau să vă spun o chestie la noi, să zicem felul următor. În orice rău, este și un bine. Deci asta e chestie testată. Dacă pe vremea lui Ceaușescu să cultivau toate dealurile, deci tot ce era pământ cultivabil agricol, cum îi zice, mecanizat, să cultiva. Acum, după 89, e clar, devenind scumpe lucrările, devenind scumpe materialele astea chimice. Și apărând și această fragmentare, adică... Exact, nu se mai cultiva dealurile. Da. Și apicultorii au beneficiat. De ce? Vreau să vă spun că eu în fața casei am un deal plin de păducel. Și obțin în fiecare an producții de păducel chiar mari. Știți, e un lucru fain. Apoi avem salcâmul pitic, iară. Obținem producție de salcâm pitic chiar consistente, ceea ce e un lucru bun. Beneficiază toți. Deci nu e numai un arbust care te încurcă, e și un arbust care te ajută. Cu condiția să îl exploatezi. Da, pentru că apare și aici această diversitate pe care o aduce natura și o aduce flora spontană și această diversitate până la urmă face ca aceste produse apicole să fie de o asemenea calitate. Da, eu sunt foarte mândru. Deci, după ce am făcut o tură prin Europa, am trecut și în zona Emiratele Arabe Unite, am fost acum și în China și am făcut o tură, vreau să zic, completă, în afară de Americi, am făcut o tură și am văzut ce se întâmplă în lumea asta în legătură cu polen. Cu polen, ne-a interesat și albinele. Vreau să vă spun că suntem de departe între cei mai complexi producători de polen. Mă refer la complexitate de sortimente, de flori, din flora spontană. Dacă China, de exemplu, culege polen din culturi, majoritatea polenului obținut din culturi, la noi 90% cred că e din flora spontană. Da, pentru că la culturi este o problemă. Cum să iei din rapiță când știm că rapița e tratată? Din 2015 am trecut în conversie bio, din 2016 am fost producător bio. Nu poți să mergi să culegi într-o cultură de floarea soarelui, dintr-o cultură de rapiță care îs stropite cu pesticide sau nicotinoide care sunt foarte periculoase și care au remanență și în flori și inclusiv în fruct. Și care la primul laborator ți-l depistatorie, deci nu ne păcălim noi pe noi. Și atunci am optat pentru flora spontană și nu mergem în culturi care sunt chimizate și obținem un polen deosebit. Suntem foarte mândri, mai ales că anul ăsta la Biofac Nuremberg au venit apicultori din Spania. Spania e cel mai mare producător de polen
cred că din Europa. El, deci ei au venit la noi și au rămas surprinși de diversitate și de gust. Deci au rămas foarte surprins, sincer. Polenul nostru este foarte bun. Da, România e recunoscută ca fiind una dintre țările principale producătoare de apicole, inclusiv de polen, și spaniolii știu că își făceau probleme că producția de polen din România poate să influențeze prețul mondial al polenului. Tocmai că avem o producție foarte mare de polen. Nu și de calitate. Deci vreau să vă spun că Sălajul are mulți apicultori, raportat la județul Sălaj, un județ mic, nu e un județ mare, are industrie relativ puțină. În schimb, pe linie de apicultură, Sălajul stă foarte bine raportat la populație, stă foarte bine, iar la colectare de polen, eu zic că suntem cei mai buni din România. Iar raportat la populație și mărime, cred că cei mai buni în lume. Deci, mă mândresc cu asta, îi recunoscut, ne sprijină și autoritățile, deci la noi toți se înregistrează apicultură, Consiliul Județean, Prefectura ne sprijină foarte fain, participă la întâlnire cu apicultorii, deci îi deja o tradiție, da. O tradiție deja la noi legată de polen. Așa am și învățat să culeg polen. Deci am făcut școala la Zalău, iar în liceu, iar în perioada de practică, maestrul ne-a întrebat cine vine după masa să mă ajute să culeg polenul. Și am zis, hai să fiu, că mă plictiseam la internat. Și am mers și atunci am rămas deosebit de surprins cât pot să produc albinele, cât de mici albinele și cât de mult polen pot să adune într-o zi. Că, sincer, rămâi fascinat și surprins de cât pot să fie de harnice ființele astea. Da, deci totul este să ai această deschidere, să observi lucruri și să vrei să înveți, pentru că așa cum spuneați foarte bine, oamenii care au participat la cursurile pe care le-a ținut au învățat și cum să crească albinele, au învățat multe și despre produsele apicole și atunci automat încep să le consume, încep să fie mai sănătoși, încep să le și promoveze la vecini, după cum spuneați, și atunci tot acest proces duce la o creștere a nivelului comunității până la urmă și a sănătății și a înțelegerii. Da. Aici e foarte important. Creșterea asta, nivelul de sănătate și de luminare a oamenilor până la urmă. Pentru că e foarte important ca tu, producătorul, să guști. Am fost la un târg, ne-am stat 7 zile și dacă te mergi de gust și nu faci nimic, noi suntem obișnuiți cu munca, nu stăm la țară. Dacă stai 7 zile într-un loc, mănânci și nu poți depui efort, unde e numai... Vezi că deja ai luat proporții. Și m-am mers la medicii noștri apifitoterapeuți și am zis, mă, ce să mă fac? Am cam îngrășat, cum să slăbesc? Dar nu prin înfometare, că eu cu astea nu le-am. Înfometarea. Și mă întreabă, știi, face... tu colectezi polen, da? Da. Și mănânci? Păi mănânc, dar numai când îl recoltez. În rest, iarna, nu mai mănânc. Și face ea, mănâncă tu în fiecare dimineață polen, pe stomacul gol, și o să vezi că o să slăbești fără să faci niciun efort. Și exact așa am și făcut, am început exact când am tăiat porcul. Că asta era în decembrie. Exact când am tăiat porcul am început cu cură de slăbire și vreau să vă... Nu cură de slăbire, o cură cu polen. Și vreau să vă spun că până în februarie, deși au trecut sărbătorile unii, să mâncă bine la noi, asta e. Am bine, nu pot să zic cât de sănătos, dar bine să mănâncă. Vreau să vă spun că am revenit la greutatea inițială și m-am simțit foarte bine. N-am mai băut cafea, că nu mi-a mai trebuit, m-am simțit foarte fresh. Ești foarte luminat la cap, deci reții bine, te simți bine. Deci sunt multe avantaje în urma consumului de polen. De astea nu le poți, cum să zic eu, nu le poți găsi decât dacă consumi. Pentru că sunt foarte mulți care zic, a, ce bine, cât am citit despre polen, câte efecte și proprietăți bune are și ar vrea să-mi cumpăr și eu. Și mă duc și întreb peste o lună cum te-ai simțit după polen. O, l-am uitat, e tot un frigider. Deci numai dacă consum, poți să-ți dai seama de calitățile polenului. Adică trebuie să simți pe pielea ta până la urmă toate aceste efecte și apoi te convingi cu adevărat. Categoric. Știți, așa mă simt extraordinar de bine când știu că oarecumva indirect ajut la, îi ajut segmentul ăsta de sănătate pe oameni.
Da, până la urmă ai cu totul și cu totul altă poziționare în lume, altă percepție și asupra propriei tale ființe. Dacă știi că faci lucruri bune, dacă știi că îi ajuți pe ceilalți și ajuți până la urmă și mediul. Da, eu mă gândesc întotdeauna că ajutorul ăsta se întoarce întotdeauna. Bine, noi am avut norocul și poate și inspirația să participăm la congresele astea care sunt pe linie de apicultură. Am fost la Apimondia, am fost la toate congresele de apiterapie, unde interacțiunea asta cu medici fitoterapeuți e foarte importantă, pentru că învățăm unii de la alții. Corect. Ei învață despre albină și ce fac albinele, noi învățăm de la ei cum să le păstrăm, cum e cel mai bine, cum să-l curățăm, cum să-l stocăm, cum să-l ambalăm, cum să-l colectăm pe culori, la ce tipuri de afecțiuni contribuie la ameliorarea lor. Și atunci, uite, am ajuns totuși la un nivel destul de ridicat de colectare, ridicat de curățare și așa mai departe. Deci sunt lucruri care împreună, deci, dăm un alt sens la tipul ăsta de apicultură. Da, pentru că este foarte importantă colaborarea între medici, apifitoterapeuți și apicultori. Învață unii de la alții, după cum spuneați, și împreună, de fapt, pot să și promoveze apicolele sănătoase. Iar medicii, apifitoterapeuți, în mod clar, au nevoie de apicole de calitate ca să aibă succes și ei în clinicile lor, în centrele lor de sănătate, pentru că tratând pacienții cu apicole de calitate, au și efecte rapide. Au rezultatul scontat. Deci, vedeți, facem păducelul, hai zicem că păducelul e cel mai, cum să zic eu, cunoscut. Păducelul acționează, cum să zic eu, pe o direcție clară. Da, cu toții știm pentru preluând proprietățile florii. Cardiovasculare. Da, merg foarte bine. Am avut sportivi care consumau foarte multe, cum zice, energizante. Energizante, da. Și cafea. Și mi erau cunoscuți în mei și am zis, bă, stați un pic, nu mai consumați, hai să vă dau ceva, hai să vă dau un polen, luați-l, vi-l dau gratis, numai luați. Polenul are multă proteină, e o proteină vegetală care nu îngrașă, proteină oricum nu îngrașă, și îți dă multă energie și rezistență. Deci pentru energie instant, luați miere, luați o lingură, două de miere, după care luați polen. Pentru energie pe termen lung. Exact, pentru rezistență. Erau antrenori de cycling, de exemplu, am fost foarte încântat când am văzut că o renunțat la cafea și au renunțat la energizantele astea care cu tot toxic. Felul de efecte secundare. Exact. Și o consuma polen. De atunci face buzz foarte încântat. Mi s-a fixat masa musculară mult mai bine și mă simt excelent. Mă simt foarte vioi și pot să duc o oră jumate cât durează antrenamentul la intensitate maximă. Deci nu am probleme. Am avut multe experimente de astea și cu sportivi care au fost și consumă în continuare polen. Deci polenul ăsta de saltimbitic ăsta, ăsta e foarte, are multă proteină, vitamina C și îți dă energie. Și așa cum spuneați, pe lângă faptul că este bun pentru masa musculară, te ajută și dacă vrei să slăbești, pentru că este foarte sățios. Iei o linguriță, două și te-ai săturat. Acum am avut experimente cu Ionuț Iftinoaia, cred că bine zic, fostul luptător K1, da. Ne-am întâlnit întâmplător, pur și simplu făceam o prezentare la Slănginic Moldova, am zis, oriunde mergem, noi ducem polenurile și le prezentăm și le dăm șansa multor care nu au consumat niciodată polen să-l guste, să vadă cum e, să vadă cât e de bun și cât de bine se simt după el. Și-a venit Ionuț și-a rămas surprins, până a fost acolo polenul, face, băi, dar voi eu sunteți din sălaj, a, sălăjani ăștia cu polenul. Și a început să guste. Și eram așa obișnuit să zicem, după polen slăbești și face, oare unde slăbesc? Și am zis, măi, acum mă gândeam, principalul, cum să zic eu, dușmana acum a oamenilor, ei să nu fie grași pe burtă. Da, când văd că ai burtă, deja nu, da. Nu prea dă bine. Și zic, pe burtă face, nu e adevărat. Face, grăsimea merge după tot corpul, deci nu merge numai din pe burtă. Dar face, eu mănânc înainte de competițiile astea câte 1,5 kg într-o săptămână. Înainte de competiții, îmi dă rezistență și mă simt foarte bine. Și am fost foarte încântat și foarte mândri că în sfârșit avem și sportivi care mănâncă și ne promovează consumul pe produsele astea noastre sănătoase. Da, pentru că sunt vector de opinie, lider de opinie. Da, contează foarte mult. Dacă convingi pe cineva care este admirat, apreciat, exact. Atunci automat ai câștigat foarte mult. Da, și cum să zic,
mi-o ridicat și la noi mici, la filos, zic, deci sunt oameni care consumă, nu-i cunoștem, că vezi, e greu să intri în contact cu foarte multă lume care consumă și să-i vezi aproape, să-i vezi efectiv, dar când vine cineva și ne spune că consumă, îți dă oarecumva avânt să faci în continuare și să continui munca asta, cum să zic eu, și de cercetare pe linie de polen și de promovare, că vezi că totuși mai sunt oameni care vreau să promovează binele și consumul de produse sănătoase. Și spuneați că albinele care culeg polen nu mai fac atâta miere și atunci apicultorii ar trebui să fie direcționați ori pentru polen, ori pentru miere, nu? Categoric. Și apicultorii cu care ați lucrat dumneavoastră și pe care i-ați școlit, să spun așa, din zona sălajului, spre ce s-au îndreptat? Spre polen sau spre miere? Acum, în prima fază, întotdeauna s-au orientat înspre polen, pentru că până tu obții o bază materială, până te dezvolți, să ajungi să poți achiziționa un pavilion, tu trebuie să stai pe loc, n-ai cum să te deplasezi, n-ai forță financiară atât de mare încât să te poți duce. Deci, în mod firesc, orientarea prima a fost spre polen. Spre polen. Deci eu am mers întotdeauna, ne-am întâlnit. Hai, ce să facem? Am format comunitatea, v-am zis. Suntem o comunitate de apicultori. Ei mă respectă foarte mult, au încredere în mine. Asta e un lucru foarte bun. Încredere dovedită. Și atunci am putut să formez o comunitate foarte disciplinată de apicultori. Și ne înțelegem foarte democratic. Ce vreți să facem? Hai să vedem ce opțiuni avem. Și, sincer, majoritatea au avut opțiunea polen, pentru că l-am valorificat în comun, nimeni nu rămâne cu producția pe stoc, toată lumea vinde producția, fără, în afară de producția care o lasă strict pentru consumul lor. În momentul când au ajuns la potențialul, să zicem, peste 200 de familii, când tu te poți descurca numai din apicultură, s-au rupt și au făcut și miere și polen. Dar tot la polen au rămas, pentru că și-au dat seama că costurile mari de deplasare nu se justifică și mai bine stă pe loc, stă lângă casa lui, lângă familia lui, nu se duce și face, cum să zic eu, face polen. Deci pentru apicultori începători, polenul ar fi prima opțiune. Prima opțiune. Vreau să vă spun că la noi încă funcționează foarte bine cum să zic eu, modele de succes. Deci dacă noi facem un lucru bun și ne merge bine, influențăm foarte mult comunitatea și ei te urmează. Să iau și alții după tine, normal. Să iau după noi, fac și, cum să zic, încurajăm. Pentru că noi întotdeauna am mers și am zis în felul următor. Hai da, să facem ceva prin care să fim competitivi pe piața asta europeană. Acum, la albină nu-i trebuie foarte multă tehnologie. Deci nu ne bat nici olandez, nu ne bat nici ăștia în lapte, alții care cresc porci sau altceva, că au foarte mare, cum zic, investiție în tehnologie. Aici albina crește și în ladă, crește și în coșniță, coșnițele lăzele tipul ăla de stup vechi, deci crește oriunde. Deci important e să ai bază mieliferă și curată. Și atunci am zis noi, hai să facem ceva prin care noi putem să fim nu competenți, să fim peste europeni. Asta mi-a plăcut, ideea asta mi-a plăcut foarte mult și am și promovat-o. Pentru că față de altele, aici suntem chiar buni și avem încă potențial de a mai crește. La calitate și la producție. Deci și la producție și la calitate. Putem crește. Și apicultura poate să fie chiar o direcție pentru brandul de țară. Cum, eu zic că putem să fim și acum. Deci brand de țară. Acum nu știu ce, nu. Apicultorul sunt un pic, cum să zic eu, nu dezbinat, dar sunt prăștiați. Sunt destul de individualiști, vorbesc la nivel de țară. Pentru că acum, într-un proiect de cooperare, am fost aproape în toată țara cu grupuri de acțiune locală și am văzut cum, eu întotdeauna unde am mers, am zis, vreau să mă întâlnesc cu apicultori. Să vedem cum gândesc, ce fac, ce probleme au, că e bine să știi. Atunci poți să previi sau să îmbunătățești și lucrurile pe zona noastră. Și credeți-mă, după ce am văzut, am constatat că n-au lideri. Le trebuie lideri care să-i dirigeze
spre producție ok, spre calitate ok și spre valorificare. Nu trebuie să ai într-o comună 10 puncte de procesare, unul singur la care să vină toți, să fie oameni serioși, să nu ne înșelăm unul pe altul și să ne orientăm spre cerințele pieței. Am zis, măi, dacă trendul pieții mondiale e înspre bio, hai să ne orientăm înspre bio, pentru că diferențele sunt foarte mici. Deci, credeți-mă, diferențele de a îngriji o tupină bio sau una convențională sunt relativ mici. Dacă ești într-o zonă unde se practică o agricultură curată, o agricultură ecologică, și ai și tu cunoștințele necesare ca să știi cum să îngrijești albinele respective, ca să ai producție eco. Categoric. Acum am fost în zona montană, de exemplu. Am fost la o dezbatere la Agenția Zonei de Munte, am fost la o dezbatere privind produsul montan. Și am fost singur apicultor. În tot întâlnirea asta în care erau reprezentanța oiarilor, reprezentanța crescătorilor de animale, vaci și așa mai departe. Și acolo, normal, fiecare trage focul la oala lui, ca așa se zice. Da, corect. Dacă ceilalți susțineau foarte sus și tare că e foarte bine ca tu să pui o ștampilă pe etichetă cu produs montan, produs într-o zonă curată, când a venit vorba de albine, s-a ridicat cineva și a zis, păi voi falsificați mierea. Și am fost foarte supărat, știți, că noi n-am avut treabă cu vacile lor, nici cu laptele care e produs în zona montană. Și am zis, măi, dintre toate produsele care le-ați enumerat voi aici, dintre toate mierea produsă, indiferent unde în care zona țării, e cea mai identificabilă ca și zonă. Deci nu poți să produci o miere în delta și să zici că e din zona montană. Pentru că mierea se identifică după polen. Da. Deci e o chestie identificabilă 100% după florile din care culeg nectarul. Deci nu poți să fentezi nici cum, deci nu poți să falsifici. Mierea dintre toate e cea mai ușor de identificat. Da, și mierea de munte este foarte bună și mierea de mană, mierea de pădure este fabuloasă. Nu vă puteți închipui câtă floră există. Dacă mergeți acum la munte, eu am fost acum și am fost în sud și am venit prin munți. Deci, credeți-mă, nu poți să-ți dai seama câtă floră este. Luna iunie, normal, e luna polen, noi așa zicem, luna principală a polenului, care îți dă zeci de tipuri de polen. Și dacă mergi în zona montană și vezi ce abundență de flori, păi nu-i păcat să nu faci apicultură și în zona montană. Singura problemă care mai apare sunt urșii, care mai strică aici cu loc câte strupină, da? Asta e. Acum vine și ursul la miere. Acum vine și ursul la miere, că mierea e bună. Știți, noi de multe ori judecăm pe unii sau alții, ce sunt oameni sau animale, dar noi am intrat în zona lor și nu ei în zona noastră. Și acum dacă văd ceva așa de bun, cum să nu te așa guste și ei cu toate stricăciunile? Acum, sincer, niciodată n-am fost supărat pe animalele care ne mai fac stricăciune uneori. Într-o iarnă, ce se întâmplă? Mi-o spart lăzi, ciocănitorile. Da? Mi-am dat seama că sunt niște ființe și ele care vreau să supraviețuiască. Ce s-a întâmplat? Când a scăzut temperatura sub 25 de grade, ele și-au căutat unde a fost cel mai simplu de căutat, că doar tot îngheață la temperatura aia. Lăzile cel mai ușor de spart, să zic eu, și o spart chiar tehnic. Am zis, ai, unde a fost mai subțire? La de acolo o spart și au intrat și ne-au mâncat câteva albine. Nu le-au omorât. Au mâncat câteva, să zic eu. Dar când a revenit temperatura normal, nu a mai fost nicio ciocănitoare pe zona asta. Cineva zicea să mergem să le împușcăm. Bă, dar o dată e protejată și al doilea trebuie să trăiască și ea pe pământul ăsta. Că este abundență de strupți în zonă? Este, dar trebuie să fie, să respectăm natura. Din tot ce ați povestit, mie mi se pare important și acest aspect că apicultorii ar trebui să se promoveze și în fața altor bresle și în fața oierilor, de exemplu, pentru că așa cum povesteați la acea întâlnire, parcă au spus că mierea ar fi falsificată. Deci dacă cei care muncesc și ei, fac și ei produse montane, după cum povesteați, au o asemenea percepție, înseamnă că ceva nu e tocmai ok acolo. Și dacă tu reușești să-i convingi pe alții din alte bresle, până la urmă e bine pentru că mergi înainte când breslele se susțin reciproc. Categoric. Acum, eu cred că a fost o slăbiciune a celor care au zis, pentru că noi nu ne concurăm. Nu e concurență, noi nu ne concurăm, dar de pot susține reciproc. Sigur. Deci noi nu ne concurăm. Deci ideea noastră e să ne ajutăm unii pe alții.
pentru că muntele trebuie să rămână acolo unde e, oamenii trebuie să rămână acolo și trebuie să ne ajutăm reciproc. Deci nu ne concurăm, există loc pentru fiecare, muntele e mare. Au fost, și cum să zic eu, cred că o scăpare. Oamenii de la munte sunt oameni simpli, dar foarte, cum să zic eu, cinstiți, foarte fain, cum se zice la noi. Sunt oameni deosebiți. Acum, dacă eu am gustat din brânza lor, din laptele lor, care e extraordinar, sincer, ei nu au avut ocazia, decât, nu știu dacă au avut ocazia vreodată să guste din polenurile care le producem noi, sau din tipul de miere, la noi în special polenurile. Deci dacă ei toate polenurile, unul care stă în zona de munte și se bate de multe flori și vede, le simte aroma, mirosul florilor, imediat ce gustă polenul, simți în gură parfumul ăla floral din fiecare, că fiecare are, cum să zic eu, aroma lui, gustul lui. Sunt polenuri care sunt dulci, dulci amărui. Sunt polenuri care ai impresia că e o sinfonie de flori în gură, pur și simplu. Sunt polenuri care, dacă polenurile de primăvară sunt dulci, vine polenurile de vară care sunt dulci acrișoare, după care vin polenurile de vară târzie, început de toamnă, care sunt amare, după aia revenim la dulce. Deci ceva fascinant să simți gusturile. Mie cel mai mult îmi place legat de gusturi când mă duc la târguri și intră pe fiecare cum îți place și care îți place mai mult. Îs curios să fac așa o statistică a gusturilor, cam fiecare cam cum gustă. Și rămân surprins că sunt polenuri care mie îmi plac cel mai mult și la persoana aia nu e favorit, iar polenul care mie nu-mi plac foarte mult, lor li se zic e extraordinar, e fantastic polenul ăsta și rămân surprins cât de diferit simțim gusturile unul față de celălalt. Da, sau fiecare simțim că avem nevoie de altceva, pentru că și corpul nostru simte de ce are nevoie. Da, asta e o chestie foarte interesantă și știți ce am mai remarcat legat de gusturi? Inclusiv starea ta emoțională sau psihică îți determină gustul pe care îl preferi. Deci eu am rămas extrem de surprins și eu la fel. Și am tot studiez pe chestia asta, acum nu știu ce cercetător să, dar mai avem în comparații. Și lăsăm deschisă portița asta de gustării. Cel mai fain e când, exact cum a zis, că interacțiunea între noi și oamenii de la munte e foarte benefică. Am avut un experiment, adică o întâmplare, care pe mine a început să-mi aprindă niște beculeță. La ultimul târg în China ne-am întâlnit cu producători de vin bio și erau foarte mari specialiști în degustări. Am zis, mă, dar bine, tu știi vinurile toate numai după gust? Deci ești așa de specialist? Face da. Și face, haide să vezi la polenul. Și a început să-mi spună caracteristicile florale a polenurilor. Și am rămas surprins și am zis, mă, uită cum putem să facem o combinație. Că noi nu avem degustători profesioniști de polen, de exemplu, în România. Și am zis, uite cum ar fi o chestie super tare să le îmbunătățim performanțele și de la vin să treacă și la degustări de polen, pentru că ei au totuși un gust antrenat. Da, asta este clar. Deci îți învăța să guste, îți învăța să-ți exprime gustul. Adică să spună, cum să zic, textura gustului sau nu știu cum să mai exprim. Da, și-au antrenat gustul, după cum ați spus, și știu să facă diferențe care pentru un om normal sunt aproape insesizabile. Exact. Între vinuri, dar există și degustători de apă. În funcție de cum este apa, spun cât de bună este, de exemplu. Da, este un lucru extraordinar. Ne-am avut șansa să avem aici în România, au venit, nu mai știu în ce an a fost, Etienne Bruno, care e un prieten de-a nostru din Belgia și ne-a făcut o demonstrație și o inițiere în degustarea mierilor. Mai mult, erau 40 de tipuri de miere. Acum, sincer, eu am degustat 4 tipuri de miere, după care toate mi s-au părut dulci. Salut, n-am mai simțit nimica. Diferența, da. Exact. Etienne ne-a prezentat și vă spun sincer, am rămas extrem de surprins, exact ca și degustătorii de vin, când după 20 de tipuri de miere, tu îi simți, știi din ce îi, legat la ochi, n-ai nicio treabă, îți spune care e miere falsă, care e miere ok. Deci am rămas extrem de surprins. Mi-a face mare plăcere să avem și în segmentul
polenul la fel. Bine, acum, polenurile sunt mult mai interesante decât mierea. Așa, asta e părerea mea. Nu sunt eu producător, deci nu vreau să-i... Da, și au gusturi foarte complexe. Sunt foarte complexe și mai este încă un lucru foarte interesant. Niciun an nu e ca celălalt. Deci ai surpriza ca într-un an să culegi un tip de polen și într-un an alt tip de polen. În 2013 a fost o înghețat foarte devreme. Și ne-a prins păpădia. Eram deja cu colectoarele activate și a înghețat. Au fost minus 2 sau 3 grade în fiecare dimineață, deci erau înghețate bognă toate florile și iarba. Dar vreau să vă spun că păpădia e o floare foarte adaptată la frig și am zis să vezi cât de deștepte și florile, pentru că ea se deschide numai când e soare. Când a dispărut soare, s-a închis. S-a închis. Chiar dacă era înghețat bognă, că le dădeai ca niște crengi pe jos, ca trebuie de înghețate, ziua se desfăceau și erau singurele flori. Că și albinele, undeva de la 12 grade, dacă e și soare, ele sunt active. Și ieșeau și numai păpădia era deschisă și activă, că restul erau praf toate. Și vreau să vă spun că am strâns cel mai pur polen de păpădie care l-am strâns vreodată. Și a fost o chestie care s-a întâmplat pe fondul unui frig venit deja târziu. Și am rămas așa surprins și am zis, păi, cât pot să fie de adaptate florile astea la condițiile astea de mediu? Și vreau să vă spun că am strâns un polen extraordinar de păpădie, care nu l-am mai strâns de atunci niciodată. Oricât am încercat, orice figuri fac cu albinile, nu, că l-amestecă. Da, normal. Și atunci am zis, mă, uită-te cum floarea poate să fie atât de inteligentă și de adaptată până la supraviețuire. Și albinele, pentru că până la urmă natura este fantastică. Da, e o legătură, cum să zic, indispensabilă vieții atât a albinilor cât și a florilor. Acum, albinele au nevoie de flori ca să se hrănească, florile au nevoie de albine ca să... să mulțească. Dar e o chestie foarte interesantă. Albina, după cum știți, revine la începuturi, are două tipuri de hrană. Hrana solidă, care e polenul, și hrana lichidă, care e mierea. Exact ca și la oameni, multe lucruri se aseamănă cu noi, deci e felul 1 și felul 2. Știți, felul 1 e mierea, felul 2 consistent e polenul. Întotdeauna eu fac o paralelă între albină, sunt foarte multe lucruri care se aseamănă între noi și albine, deși sunt mulți care critică albina, care o fac o ființă, cum să zic eu, fără memorie și așa mai departe. Cum să critici albina? Da, sunt. Cum să spui că e fără memorie? Deci sunt care fac lucrurile astea și eu sunt foarte revoltat față de ei. Ei o seamănă cu musca, care dacă o bagi într-un borcan, știi, ea iasă afară și albina se bate mult până iasă afară. Da, da, albina nu a fost învățată să fie în medii din astea artificiale. Albina a fost învățată să fie în libertate, știi? Acolo apare diferența. Albina, vedeți, ca și individ, n-are o memorie extraordinară, dar ca și comunitate are o memorie incredibilă și eu mă gândesc cum se poate perpetua din generație în generație memoria asta colectivă. Când vezi cât de mari constructori și construiesc la precizie celule măsurate parcă cu micrometru și făcute de sus până jos și cum calculează spațiile, deci e ceva fantastic. Sau cum pot să orienteze pe distanță așa de mare, că 5 km la noi nu mi se pare mult, dar la o albinuță care e... Vezi dimensiunile ei care sunt? Exact! Pe distanță așa mare cât e de deșteaptă și ce simți orientarea are și când pui lăzi una lângă alta, că sunt toate la fel. Eu am lăzi care sunt de aceeași culoare și spusă la una lângă alta, cum câteodată te limitează spațiile pentru ăsta. Și știe exact unde a fost și unde intră. Și, când vezi organizarea familiilor de albine, rămâi fascinat. Câte fac? Da, mai avem multe de învățat de la albine. Deci putem să povestim despre albine zile întregi. Câte fac, câte lucruri faine fac și cât îți harnice. Și vreau să mai spun o chestie. Să-mi spuneți dacă știți, când știți că albina 4-5 zile cât trăiește, teoretic, acum plus minus. Da. Sunt. Deci 4-5 zile, albina lucrează non-stop. Deci da, de ziua, când se naște aproape până moare. Deci de când se naște până când moare, albina lucrează non-stop, nu doarme niciodată. Ea ziua culege, noaptea stochează sau participă la alte activități care sunt prinse în stup. Dacă știți când, deci ea la o zi sau două maxim în viață, când stau. Nu știu când stau. Deci se zice că în momentul când
Deci albina părăsește stupul în momentul de glorie, când facecitatea e clădită, magaziile spline, ies, își ia hrană pentru 3 zile, își pune botelcuța pe spate și pleacă. Deci atunci roiește și atunci e ca o nuntă, e ca o festival al distracției în ziua în care roiesc. Deci în ziua aia ele nu lucrează. Atunci stau și chefuiesc. E singura zi din viața lor care o prind. Când pleacă spre o casă nouă. Când pleacă spre o casă nouă. Acum, spiritul ăsta de sacrificiu mie mi se pare foarte interesant. Că de multe ori noi, la noi e greu să facem trecerea de la o meserie sau nu, de la o casă la alta. Deci să-ți lași o casă gata făcută să începi de la zero, știi, e nevoie de, de forță. Forță. Deci pe mine asta mă fascinează. Ce putere de supraviețuire au și de a începe de la zero lucru. Avem într-adevăr de învățat de la ele multe. Da. Și o să ne fie din ce în ce mai bine pe măsură ce învățăm din ce în ce mai mult de la ele. Sunt convinsă de asta. Eu sper să lumea să-și întoarcă capul înapoi înspre natură. Avem și progresul, are partea lui de bine, dar și natura trebuie să o respectăm, pentru că dacă nu avem unde să ieșim, ce facem? Stăm între blocuri fără să vedem nimica. Îmi mai zic ceva și închei. Am fost în China, 7 zile am stat în China și vreau să vă spun că, în Shanghai, vreau să vă spun că e un oraș plin de verdeață. E foarte fain orașul, e foarte modern, are foarte multă flore, deci foarte multe flori și vreau să vă spun că am mers, mie mi-s dragi florile, că automat, după ce ești apicultor, toate florile le bagi în seamă, toate florile le observi. Și vreau să vă spun că erau pe lângă un râu, pereți așa de 2 metri de înalt, plini de flori. Erau ghivece foarte frumoase, pline de flori, diferite forme. Și n-am văzut nicio albină, deci niciun fluture, n-am văzut nici măcar muștele tradiționale și nici măcar țânțarii săcăitori. Nimic n-am văzut. Chiar am zis, măi, dar ce, suntem într-un oraș numai cu oameni? N-am văzut nici măcar șoareci, nici măcar câini n-am văzut. Deci așa mi s-a părut. Și cu câinii, a, mă rog, e acolo o problemă. Dar sincer, pe mine m-a interesat aspectul ăsta a albinelor. Aici am mers focusat. Și n-am văzut nicio albină. Pe florile la mult de cât erau acolo, erau mii de flori. Și am zis, albinele noastre unde să vină aici la cules? Deci n-am văzut, asta mi-a... Ați întrebat pe cineva ceva referitor la acest aspect? Pentru că în China știam că există zone în care albinele chiar au dispărut, pentru că au zone foarte poluate. Și sunt tot felul de discuții. Undeva la 50 de kilometri a fost un coleg de nostru și unii erau apicultori. Dar în oraș n-am văzut nicio albină. Nu știu dacă cumva au ceva programe de deratizare puternice și... S-ar putea. Cad toți la datorii acolo, de toate categoriile. Da, și nu pot să trăiască, nu pot să supraviețuiască, dar știam că în Europa există programe speciale de a încuraja orașele să fie prietenoase cu albinele. Acum, sincer, eu dacă aș sta la oraș, nu m-aș putea răbda să nu țin albine. Pentru că dacă vezi, alei întregi cu tei, da, sunt salcâmi, este floră, deci este floră foarte multă. Și păcat să nu sunt orașe care sunt curate. Acum, făcând paralelă chiar cu China, eu am rămas surprins că în Shanghai, unde sunt 26 de milioane de locuitori, sunt foarte mulți, toate mopedele erau electrice. Și am rămas așa un pic surprins, mă, dar zic că sunt mai avansați ca și noi pe categoria asta de transport. Sunt. Și am zis, măi, uită cum ei își protejează oarecumva mediul. Au învățat acum destul de târziu, dar iau măsuri puternice și rapide. Și dacă și la noi s-ar introduce, am văzut aici în Cluj, apar foarte multe autobuze electrice. E un lucru super fain. Dacă dispar și mașinile, adică nu dispar, să înjumătățesc mașinile care sunt pe benzină sau alt combustibil și trec pe energie electrică, o să avem orașe curate în care să putem face apicultură fără probleme. Da, și o să devenim trăi fericiți și noi, da, și albinele și cu toți împreună. Și cu cât facem noi mai multe emisiuni din astea în care aducem în valoare și facem cunoștință cu albina, o să-ți dai seama că nu e așa periculoasă albina. Sunt foarte mulți oameni care li frică de albine fără să fie avut vreodată un contact, da, cu ele. Da, ți-e frică de necunoscut. Da, știți? Și atunci o să avem albine în fața blocului și o să treci pe ele fără să-ți facă absolut nimica. Corect. Eu am avut albine chiar lângă, în curte, pur și simplu în curte. Și nu mi-a înțepat niciodată. Și toată lumea zice, vai, aveți albine, stăteau la distanță. Hai, dați-mi coace și puneți mâna pe ele. Ei, vă mai spun o chestie și
am avut un lucru foarte fain. A venit la noi un doctorand care își făcea lucrarea și a zis, am nevoie de polenul păsărilor, fac analize, studiez polenurile și mi-ar face plăcere să studiez și polenurile tale. Păi, de ce nu? Dacă îmi dai și mie analize să văd cum, ce conține polenul, de ce nu? Hai să vă dau. Și zic, dacă tot faci, studiez polenul, ai pus mâna vreodată pe albinuță? Nu, că mi-e frică de ele. Zic, hai, încă acest stare ceva. Am un sistem de adăpători, îs niște bolțari din beton cu găuri rotunde. E foarte fain. Pentru a nu bea apă de oriunde, eu le-am antrenat pe albine să vină să bea apă de acolo. Și acolo știu că e apă curată tot timpul, că toată ziua le pun apă proaspătă și albinele vin foarte, foarte, cum să zic eu, antrenate să bea apă de acolo. Și am luat-o de mână și am zis, ia pune mâna pe albinuță. Inițial nu știu ce fac și am pus mâna să vadă, să mângâie o albinuță pe spate și o să vezi că nu se face nimic. Că albinele stăteau așa, arată foarte fain. Da. Și beau apă din astea. O albit pur și simplu să se speria, că după aia mi-a spus face, bă, m-am speriat foarte, dar n-am știut ce face. Și-o pus să sfârșim mâna pe albine și nu i-a făcut nimica. Deci albinele nu se nu sunt dușmana noastră. Se spune că albinele te simt ce om ești. Bun, o să vedeți ce înseamnă să-ți bași mâna într-un roi, de exemplu. Deci dacă poți să... Că albinele când măr, că sunt în faza aia de beție și distracție, n-au treabă cu lumea exterioară, trăiesc momentul. Sunt foarte cuminți atunci și plus că au ușa îngărcată cu miere pentru că lor le trebuie miere până își găsesc următorul cămin. Își iau mâncare pentru 3 zile care în principiul lor le ajunge. Și sunt foarte cuminți. Deci poți să-ți bași mâna în roi, în roiul ăla care e format pe creangă sau unii, dacă e jos, bineînțeles, fără ție înțapi niciuna. Și ai o senzație incredibil de faină. Deci când simți mii de albine care te furnic așa pe mâini, ai o senzație, nu știu, nu pot să o compar cu altceva. Sunt multe lucruri care e bine ca lumea să le știe și să le învețe de la albine. Se zice că cea mai veche societate sau mod de conducere e a albinilor. E o societate care nu și-a modificat structura de la începuturi. Că vedeți, oamenii, oricât de bine într-un tip de organizare. Exact. Mai caută. Albinele, pentru ele, se pare că le-au găsit. Deci au găsit formula perfectă și o continuă de atâta vreme. Noi suntem încă la... Suntem încă în căutări. Da. Totul este să evoluăm și să mergem în bine și din ce în ce în mai bine. Doamne, ajută să fie lucrul ăsta cât mai pozitiv pentru noi. Că nu știm ce ne rezervă viitorul. Sper să fie un viitor bun. Și eu sper la fel. Mulțumim tare mult! Mi-a făcut mare plăcere să vă am alături. Mulțumim!